Poartă denimul. Știți, da? Și una dintre concurente știe și propune astăzi o ținută în genul acesta. Să vedem dacă e bună, dacă nu e bună. Carina? De la denim, la denim. Bună seara, Carina. Bună seara, Ilinca. Ce faci, draga mea? Asta, astăzi unde mergi, mă iei cu tine. Sigur. Da. Nu prea aș vrea să te iau, pentru că îți spun de ce. Organizăm un maraton de pupici. Cine va lua, cine va primi cei mai mulți pupici, va câștiga. Dar dacă tu vii, o să ni furi pe toți. Deci bine, nu vrem să te luăm. Da, nu. Superb. Dar tu nu participi. Nu participi, eu vin în juriu. Da. Da. Acolo, da, e locul meu și în juriu, am înțeles, deci ești pupabilă în seara asta. Da, da. Sau cel puțin asta îți dorești. Da. Am înțeles. Andreea, câți pupici ar primi Carina? Depinde acum cine vine, nu? Păi tu, dacă... A, de la mine? Păi de la tine, că pe tine te-am întrebat. Doi, unul pe un obraz și unul pe celălalt obraz. În regulă, da. Sunt buni. Cum arată ținuta? Iris. Bună, Carina. Mi se pare că ești... Duhul din lampă, că tot am defilat eu ieri pe genii, dar îmi place. Geanta-i lampa, îmi place chestia, mi se pare haioasă chestia din cap, chiar mi se pare așa artificiul stylingului. Și un pic mă îndrează ceva la texturi, nu-mi dau seama dacă lungimea blugului îmi place mai mult așa, îmi place mai mult mai jos. Da, dar e și bine că am observat. Da. Cred că mă deranjează un pic, cum a spus și Andreea, geaca cu topul, corsetul, ce e. Da, un pic. Da, îmi place lucrul pe total. Mulțumesc. Mulțumesc. Să vedem ce spun jurații despre ținuta ta, Carina, în fața lor. Te rog. Carina Puiule, eu nu știu, ai primit foarte multe complimente pentru ținuta asta, un total look, mă rog, nu chiar total, ținând cont că avem de-a face cu cizmele din piele lăcuită, fucsia. Măi, de unde a venit lui Iris ideea de Gini? Bănuiesc că de la pieptănătură. Nu știu cine e Gini. Gini in a battle. Gini in a battle. Pe mine mă duci mai degrabă la filmul cu Will Smith. Dacă mă întreb pe mine, nu mai știu dacă aia din film sau el sau care, nu știu, care dintre el era pieptănat așa. Da. Așa avea pieptănătura, nu? Da. Deci te-a coborat cu un bărbat, Iris, ca să știi. Cu Will Smith. E îmbrăcată și în albastru, voi la pauză. Ok. Vă înțelegeți voi la pauză. Așa. Măi, dimensiunea jachetei, deci denim cu denim cu denim. Perfect, bun. Pieptănătura actuală, binevenit, așa, nevermind. Lungimea jachetei, modelul ales pentru jeansi. Corsetul îmi place, geanta care a mai târnosit platoul, toate alcătuiesc o nouă ținută, ca să zic așa. Par că așa întâmplător, ai rupt-o la fugă de acasă, nu s-a întâmplat nimic, doar ți-ai pus o gheată într-o culoare striking, pur și simplu așa, ca să ia ochiul. Adică, măi, dacă jacheta aceea de denim, de exemplu, era crop, era mult mai scurtă, dacă alegeai tot o încălțăminte din denim, dacă schimbai geanta, dacă o duceai puțin într-o zonă bohoșic, jacheta pe de cealaltă parte o culoare cumplită asemănătoare cu jeansii, adică e foarte mult. Nu, este foarte nimic. Nuanța din denim a corsetului nu are nicio legătură cu restul pieselor din denim. Așa cum în cazul pieselor din piele, pantalon de piele, cămașă din piele, jachetă din piele, este foarte greu să reușim o asociere. De cele mai multe ori, pantalon din piele asociați cu cămașă din piele, de exemplu, arată sinistru, sau pantalon din piele asociați cu jachetă din piele arată sinistru. Sunt puține, foarte puține cazurile în care, chiar dacă sunt de la același brand, arată bine împreună. Repet, foarte puține cazurile. La fel este și foarte greu să alcătuim o ținută cu piele
piese, adică all denim. Dacă vrem să facem asta și nu avem piese în aceeași nuanță, nici măcar nu este indicat, e foarte important stylingul și dimensiunea, cut-ul pieselor. Tu, pentru faptul că ai ales să porți un corset, ca idee doar, jeansul este mult prea strâmt. Faptul că botinele au platformă și toc înalt și gros scot în evidență și mai tare catul nepotrivit al jeansului pe care l-ai asociat cu un corset. Dacă voiai să pui corset și un jeans mai pe picior, obligatoriu trebuia să ai sandaletă deschisă, să văd piele, toc înalt, subțire. Adică să subțiezi foarte mult faptul că ai pus în evidență trupul. Bombrev s-a spus ce era de spus, nimic nu merge cu nimic. Tu, de altfel, superbă. Mulțumesc. E foarte sărăcuță accesorizarea. Asta încercăm să-ți spunem. E cumva un look care avea nevoie de mai mult ca să strălucească sau ca aveam să fie... Aveam și o pereche de ochelari, dacă îmi permite. Arată-ne. Dar am zis să nu pun mai mult de 3 accesorii de aceeași. Și mi-a fost frică să-i pun. Prindeai bulgarii garantat. Exact. Cu antena aia argintie cap și cu ochelari argintie și cu geanta aia te orientai, Carina. Ia uită-te. Arată-ne și nouă. Nu că nu i-ar veni bine, normal că-i vine bine. E superbă, Carina. Dar prea mult argintie parabolică. Urma ochelarilor merge cu fața ta, dar nu ar fi funcționat în niciun caz în contextul bine, acesta. Mai bine. Când îți prinzi părul așa, cu un element care atrage atenția, pentru că inevitabil acel inel metalic captează lumina, atrage atenția, se mișcă părul în mers, trebuie să-l centrezi bine pe axul capului tău. În momentul acesta este plecat puțin în lateral și lipsa asta de simetrie pe care tu, de fapt, o promovezi în restul outfitului, descentrează cumva tot ansamblul. Dă-ți puțin jos jacheta, aș vrea să văd mai mult partea de top. Îți spun sincer că nu cred că această jachetă ți aduce un beneficiu în contextul look-ului. Deja arată, s-a schimbat corsetul. Povestea. Din punctul meu de vedere, puteai mult mai mult și e foarte mare diferența între acest look și ultimele lucruri pe care le-ai avut. Țin să-ți menționez lucrul ăsta. Ăsta pare făcut foarte de tine. Mulțumesc. Iar în viața reală avea și succes, pentru că tu, Carina, ești superbă. Din punct de vedere stilistic, însă, nu în seara aceasta. În orice caz, ai multe alte calități, inclusiv o transparență și o sinceritate pe care eu le apreciez foarte tare, dar în seara aceasta nu ai stil. Mulțumesc. Vorbește cu cei de acasă, Carina. Dragii mei, o să am nevoie de susținerea voastră în continuare. Vă rog să mă votați cu indicativ 1 la 1220 și vă pup. Ești dezamăgită? Puțin, dar îmi trece. Ok. Mulțumesc, Carina. Mulțumesc.